La urmă, hai ce pe la timp, ceasul nemțesc, ai văzut? Bun. La bunicul are. Mai stăm două minute. Nu? Îi dai de rog, câteva lucruri pe care vrem să vi le spunem. Primul lucru este legat și în numele parlamentarilor acele din Maramureș, facem un apel către președinții celor două camere de a convoca o sesiune extraordinară, de a lămuri un lucru extrem de important pe care în această campanie atât Klaus Iohannis spunând imperativ ce se întâmplă cu legea amnistiei și grațierii, iar Victor Ponta, care are și este exponentul baronilor PSD, care nu poate să-și permite să facă acest lucru, noi cerem imperativ în această campanie electorală, respectiv mâine să fie convocat Parlamentul României, ACL în întreaga țară la această oră face conferință de presă și cere președinților celor două camere, birourilor permanente, de a convoca o sesiune mâine, să pună pe ordinea de zi legea amnistiei și grațierii, să fie respinse și atunci vom vedea voința domnului Ponta, vom vedea voința PSD-ului, dacă baronii comandă sau este o decizie de care România are nevoie, România o țară democratică, România integrată în Uniunea Europeană, o Românie cu acorduri transatlantice, România o țară NATO. Dacă acest lucru nu se întâmplă, domnul Ponta poate să strige în dezbateri de câte ori își dorește, la domnul Klaus Iohannis să-i ceară să demisioneze președintele PNL din Parlament, câte vreme Adam de la Brașov, care este alături de socul domnului Ponta, liderul senatorilor din Senatul României, alături de doamna Andronescu, alături de domnul Michi Șpagă, și dacă domnul Ponta vrea să arate românilor ce se întâmplă și curățirea clasei politice, acest lucru se poate întâmpla mâine și atunci arată cu adevărat voința clasei politice de a nu obstrucționa justiția și mai mult de a nu cădea în plasa baronilor care așteaptă. Declarația lui Vadim Tudor este cât se poate declară, că e nevoie de o lege amnistiei, că de-aia îl ajută pe tânărul domn Ponta să ajungă președinte, că va da legea amnistiei și grațierii. Domnul Klaus Iohannis a declarat de fiecare dată că nu susține acest lucru Alianța Creștin-Liberală. PNL, nou PNL, a spus în Camera Deputaților, spus în Senat, că nu susținem aceste legi și public noi cerem mâine ca birourile permanente să convoace Parlamentul și să respingem cele două legi. Rog și pe colegul meu, domnul deputat Mircea Dohna, să spună pe această temă, după care revenim cu alte teme. Da, mulțumesc că în aceste momente la București, la Parlament, în cadrul biroului permanent, se dezbate dorința ACL-ului ca mâine să avem plen în Parlamentul României pentru a putea arăta românilor că cei doi candidați la președinția României doresc să elimine această lege rușinoasă care există la Parlamentul României pentru grațiere și pentru amnistie. Noi, cei trei parlamentari ACL de Maramureș, ne-am cumpărat bilete de avion și suntem pregătiți ca mâine dimineață să plecăm la București în cazul în care PSD-ul, care are majoritate în biroul permanent din nefericire, va decide
că domnul Ponta aseară a spus adevărul și că dorește ca înainte de ziua votului de duminică să arate românilor că nu dorește să mai fie în Parlament legea amnistiei și grațierii și că doresc să o cadă sau să o pice, cum a spus domnul Klaus Iohannis. Cred că există un precedent foarte periculos și anume acela că anumite comisii din Parlamentul României încep să fie blocate ca și funcționalitate, ca și program. Și ieri am asistat pentru prima dată în istoria Parlamentului României după 90 la blocarea activității unei comisii unde trebuia să fie prezenți cei doi miniștri, domnul Teodor Meleșcanu și domnul ministru Stanoievici, pentru a arăta milioanelor de români din afara granițelor României că, de fapt, nu se dorește sub nicio formă rezolvarea situației rușinoase din duminica de 2 noiembrie și că și duminica aceasta, din nefericire, foarte mulți români, sute de mii de români, nu vor putea să exercite dreptul fundamental, acela de a putea vota. Și eu vă mulțumesc. O scrisoare primită la sediul Alianței Creștini Liberale, la doamna cancelar Angela Merkel. Stimate domnule Iohannis, am aflat cu bucurie faptul că veți candida la alegerile prezidențiale din 2 noiembrie din partea Alianței Creștini Liberale. Cetățenii români regăsesc în candidatura dumneavoastră o serie de virtuți care în Europa sunt foarte apreciate. Ca primar al orașului transilvanian Sibiu, ați dovedit competențe administrative și spirit european autentic. Prin trecerea PNL la Populare European și prin alianța încheiată cu PDL, ați reușit să creați o forță puternică a clasei de mijloc. Vă doresc multă determinare și energie și sper într-o victorie a dumneavoastră și Alianței Creștini Liberale. Semnează dr. Angela Merkel, cancelarul Germaniei. Stimați colegi, încheiem conferința spunându-vă următorul lucru. 20.000 de asemenea ceasuri sunt împrăștiate de către PSD în Maramureș. Aveți poza, avem localitățile, vă dăm Recea, vă dăm Petrova, cu mărturii, putem să verificăm și să vedeți dumneavoastră acest lucru. Sunt ceasuri chinezești sau rusești? Nu știu de care ceasuri le-am pozat aici. Avem o declarație a unui coleg, de-a nostru n-am să vă dau numele că nu este corect, dar o declarație pe proprie răspundere în care ne spune că suma pe care o dă unui tânăr pe zi PSD-ul este de 150 de lei, 1,5 milioane. Am făcut o socoteală. 150 ori 100 de tineri, întreaga campanie costă 5,7 miliarde. Faptul că le dă acestor tineri 5,7 miliarde, eu mă bucur că au nevoie de ei. Dar mă întreb, dacă numai folosirea tinerilor îi costă 6 miliarde, vă rog să faceți o socoteală și să vă întrebați de unde acest PSD sărac, care plânge pe umărul oamenilor năcăjiți, folosește asemenea sume în campania electorală. Și l-aș ruga pe Mircea să facă două referiri la un afiș murdar și o campanie mizerabilă pe care pot să o facă. Cum vă închipuiți și știți bine ce înseamnă mesajul unei găini moarte aruncate în curtea vecinului. Vecinul Maramureș îți aprinde casa când știe că ai făcut acest lucru. Ori ei au avut tupeul în București să ne spună că noi ne-am victimizat, că ne-am aruncat singur găinile când era Dol la București, președintele celui mai puternic Partid Popular. Sunt în criză, le este extrem de frică, este umăr la umăr Iohannis și cu Ponta și le este frică de ce? De tineretul care este nesigur, de oamenii nemulțumiți, pentru că în 2 ani și jumătate am putut să vedem ceea ce face Ponta, de camarila de baron și de oameni din jurul lui Ponta, care îl strâng cu ușa să facă orice. Iar, stimați colegi, două lucruri mai spun legate de ce s-a întâmplat la Satu Mare. Faptul că domnul Mircea Govor n-a făcut altceva decât să transforme mesajul dat de domnul Dragnea
strângându-i pe lideri, nu acolo la Millennium, ci într-o întâlnire între Dragnea și lideri. Și ce le-a spus Dragnea, cam asta a spus și Mircea Govor la Satu Mare. Iar faptul că biserica este implicată, și eu sunt unul dintre cei care am fost de două ori în Adunarea Națională Bisericească, fost în Consiliul Național Bisericesc, eu spun că atâta presiune pe biserică cât pune PSD-ul în acest moment, n-a fost niciodată. O presiune de șantaj, exact cum face Mircea Govor, așa s-a făcut de toți liderii PSD din toată țara. Ceea ce este extrem de regretabil. Te rog. Campania aceasta, după 1990, este cea mai mizerabilă, din păcate. Este condusă pe mai multe paliere în subteranul ei ca și campanie. Și, din fericire pentru noi, am reușit să demonstrăm care este diferența dintre o campanie grobiană, dintr-o campanie cu atacuri și cu jigniri multiple, fără a avea nicio consistență, fără temei, și o campanie legată pe care a făcut-o ACL-ul. Aș vrea să vă arăt și eu o mostră de campanie negativă, care nu face cinste celor de la PSD. La Baia Mare au început să apară astfel de panouri, panouri care sunt ilegale în opinia noastră, iar domnul Niculescu Cristian Țăgârlaș a atacat deja la Biroul Electoral Județean acest lucru și sperăm să și rezolve cât mai grabnic, pentru că este inadmisibil ce se întâmplă. Deci, pe lângă mită electorală, ceasuri și tot felul de sume care sunt vehiculate în cartierele din Baia Mare, liderii romilor din Baia Mare încep să fie din ce în ce mai mulțumiți, pentru că după o pauză de cel puțin 2 ani de zile, iată, au intrat din nou în afaceri, cum se spune, portbagajele încep să fie pline și ei încep să circule pe străzile unde avem o populație minoritară romă, și mă refer aici la cartierul Alexandrii, Luminiciului Electroizei, cartierul Ferneziu, planetele, cum le spunem noi, din Baia Mare și așa mai departe. Pentru asta, domnul Găscu Țăraș, vreau să spunem asta, că știți mai multe, dacă vom avea o soluționare astăzi și dacă putem să rezolvăm ceva cu... A fost înregistrată sesizare la bilateral județean, o comunicare oficială. Bineînțeles că și acea decizie va putea fi contestată la BEC, dar trebuie să respectăm procedurile. Oricum, din punct de vedere moral, o astfel de campanie este mizerabilă. E o campanie care tinde doar ca să atace, un lider politic, nu construiește nimica și cred că este dezonorantă pentru Baia Mare o astfel de abordare. Mulțumesc, ar vrea doar să vă mai spun un lucru. Asistăm pentru prima dată la un precedent extrem de periculos la Baia Mare, și anume acela ca o manifestare publică să aibă o contra-manifestare aprobată de către primarul municipiului. Mâine seară, cei din societatea civilă au anunțat încă de acum 10 zile, chiar după primul tur, au început să anunțe că vor face data de 14 noiembrie, ora 18, un marș în Baia Mare și o întâlnire. Iată că astăzi constatăm că primarul municipiului a mai acceptat o contra-manifestație a PSD-ului, a aprobat această ieșire publică și noi facem un apel către toate forțele jandarmeriei și poliției române să fie prezente și să încerce să păstreze ordinea pentru a nu avea incidente neplăcute. Iar dacă, Doamne ferește, astfel de incidente vor avea loc la Baia Mare și va fi o pată de rușine pe obrazul municipiului Baia Mare, toată răspunderea politică, electorală, dar și penală va aparține în mod exclusiv celui care, în mod voit, în mod deliberat, a acceptat să facă la Baia Mare ceea ce făcea după 90, dacă vă amintiți, Ion Iliescu, când a chemat minerii să apere democrația la București. Sunt convins că PSD-iștii din județul Maramureș nu o să vină cu târnăcoape, cu lopeți. Sunt convins că vor rămâne totuși acasă, pentru că băimărenii sunt oameni liberi, cetățeni liberi, și
cei care au inițiat un astfel de marș la Baia Mare, mă refer la tineri, sunt oameni care trebuie să respectați, pentru că sunt cetățeni liberi și pot să se manifeste pașnic. Iar ACL-ul nu a dorit să se implice, sub nicio formă, nici politic, nici sub alt aspect, în nicio manifestare, nici într-un protest. Țineți minte și protestul celebru cu domnul Victor Ponta. Și de aceea suntem surprinși că după 90, când ne-am crezut că am scăpat de Ion Ilescu, apare unul mai mic la Baia Mare. Bun. Mulțumesc. Întrebări. O secundă, iartă-mă. Da, foarte scurt, domnul Angel, am și eu mesaj. O scrisoare adresată tuturor profesorilor. Scrisoarea nu este semnată, că așa se fac în general asemenea documente. Dar când se spune stimați colegi, probabil că este adresată de către profesori sau conducători ai de la inspectorat, zonei inspectorate. Deci această scrisoare a fost primită de cei 260 de directori de școli din Maramureș. Din punctul meu de vedere este absolut incoerentă, pentru că începe cu politica educațională promovată de actualul candidat PSD, după care partea cea mai importantă, o serie de acuze la adresa PDL-ului, la adresa președintului Traian Băsescu, a noastră, a lui Iohannis, nu știu, este absolut ceva aiurea și în finalul este interesant. Viitorul educației este mâinile noastre. După ce ne face albie de porș pe toți în scrisoarea asta, viitorul educației și finalul este un președinte educat pentru educație. Dumneavoastră apreciați foarte bine despre ce e vorba. Cel mai mare necaz este că acest document s-a distribuit prin rețeaua inspectoratului școlar. Puteau să facă un asemenea document, să-l facă în campanie electorală, dar nu prin structura existentă. Mulțumesc. Întrebări. Pentru domnul Toma, cum caracterizați implicarea operatorilor din Scopio produse în Maramureș și în discuția acestei politici în cele două săptămâni? Sunt cei mai vizibili. Faptul este știut că îi primesc bani generoase de la bugetul de stat, dar de asta dată implicarea lor este extrem de ridică. Cum caracterizați comportamentul pieratului? Vedeți, dumneavoastră, preasfințitul Iustin Sigheteanu a adus o nouă abordare a Bisericii în raport cu starea electorală a nației române. Dacă până acum s-au dat sume importante de bani Bisericii de către Liviu Dragnea, Victor Ponta și guvernanții PSD, iată că preasfințitul Iustin Sigheteanu a reușit să aducă ceva nou. Și anume, a făcut un troc cu Liviu Dragnea și Victor Ponta să primească Episcopia Maramureșului și Sân Marului mai multe clădiri cu titlu gratuit să fie trecute în proprietatea Bisericii a Episcopiei, lucru nemai întâlnit până acum. Și de aceea această susținere fățișă declarată și mai mult decât atât, este pentru prima dată când părinții care slujesc în sutele de biserici din Maramureș și Satu Mare au fost somați public la întâlnirile bisericești cu preasfințitul, au fost amenințați să voteze toată lumea, ba mai mult ca ei dânși, ca preoții să meargă în fruntea creștinilor, după slujba de biserică, la vot. Dacă se poate și cu crucea în față. Așa ceva este inadmisibil și n-am crezut, și văd că multe n-am crezut până acum și se petrec, că se întâmplă. E real, din păcate. Doamne, am o întrebare. Când estimați că o să vă achitați pentru prejudiciul stabilit de mutarea părților? E vorba de prejudiciul... Ascultați-mă, e o conferință de presă care excede la această problemă. Cu noi discutați. Asta să-l întrebați pe domnul Angel separat. Avem mare rugăminte, da? Pot să spun la sfârșit. Da. Precis faceți-o. Vă rog, alte întrebări. Un sincron frumos. Nici nu ne așteptam la acela. Credeam că vă interesează găinile. Dacă vă interesează răspunsul domnului Teodor Meleșcanu de ieri, dacă ministrul al externe... Dacă mai sunt întrebări. Dacă nu mai sunt, vă mulțumim, spor la